Deputatul Liliana Ciobanu semnalează o serie de efecte pe care le-a produs eliminarea plafonului maxim al indemnizației pentru creșterea copilului. Recentele modificări legislative pe acest subiect sensibil au fost efectuate fără o analiză de impact în prealabil, consideră Liliana Ciobanu. Atunci când am luat în calcul să fac acest comunicat de presă, m-am gândit în primul rând la ceea ce dumneavoastră, presa, ați semnalat în enumărate rânduri, referitor la ajungerea unei indemnizații de creștere a copilului până la 35.000 de euro, ceea ce mi se pare destul de mult pentru creșterea unui copil în România. Adică asta ar însemna defavorizarea altor copii. Eu sunt de acord ca și indemnizația de creștere a copilului să fie în funcție de cotizație, dar totuși să existe un plafon maxim, să spunem în limita la 10.000 de lei, în funcție de cotizație, bineînțeles, dar în limita maximă a 10.000 de lei pentru creșterea unui copil. Mi se pare foarte mult, totuși, 1 miliard pe lună. Așa cum suntem noi de inventivi, cum se știe, în România s-ar putea ca unii să facă o afacere din asta și nu este normal. Deputatul Liliana Ciobanu mai arată că Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale preciza că după numai o lună de la majorarea indemnizației de creștere a copilului votată de Parlament în prima parte a anului, se înregistrează deja un dezechilibru în distribuirea echitabilă a resurselor bugetare. Ea consideră că această situație trebuie dezbătută public în următoarea perioadă.